Daniel, e meciul pe care îl aștepți de la începutul sezonului, ținând cont că sunt două echipe de tradiție, de interesul, de atmosfera care va fi pe stadion acolo la Ploiești? Bună ziua! Fiecare, orice meci îl aștept cu nerăbdare. Na, cu Petrolul e un derby, o echipă de tradiție, o rivalitate cu Steaua, cu suporteri, au și ei o galerie frumoasă, la fel cum avem și noi, sunt câteva echipe de tradiție în Liga a doua cu suporteri, așa că acesta e un meci frumos, sper să fie și în tribune și pe teren, iar cel mai bun se câștige, aceea să fim noi. Cât de mult aveți nevoie și de prezența fanilor Stelei acolo, în tribunele pe Ilie Oana? Da, păi în primul rând avem nevoie, da, pentru noi să ne încurajeze, să fie alături de noi, pentru că în ultimele meciuri nu a fost... S-a simțit lipsa lor și la ultimul meci, am și spus după meciul cu Astra, poate dacă erau și ei în peluză, poate puneau puțină presiune și pe cei de la Astra, îi mai încurajau și pe jucători și poate reușeam să marcăm al doilea gol până la urmă. Dar ar fi bine și pentru spectacol, pentru că e un derby, ar fi frumos să fie și suporteri în tribună. Petrolul este echipa care merită să fie pe primul loc până în acest moment? Da, clar. Și după joc și după rezultatele pe care le-au avut, maniera în care au câștigat, au fost meciuri în care au câștigat la scor, se pare că au găsit rețeta câștigătoare până după multe căutări în care și ei încearcă de mult să promoveze. Eu zic că au găsit un antrenor potrivit. Cred că acolo este câștigul lor, pentru că el, chiar dacă, să zic așa, n-a antrenat la foarte multe echipe, la echipele alea care a fost, eu am urmărit, a avut rezultate și echipele au arătat bine. Și se pare că e un câștig pentru Petrolul, e un om de-al lor, din Ploieștean, și se vede că dă roade. Vali, care poate fi cheia meciului de joi? Bună, da. Cheia meciului la noi va trebui să fie determinarea și dorința de a lua cele 3 puncte. Așa cum a spus și Daniel, este un meci de tradiție în fotbalul românesc. Două echipe bune ale acestei ligi. Sperăm să facem un meci bun atât noi cât și ei, să fie plăcut telespectatorilor și publicului care va fi prezent. Și cel mai bun să câștige. Ai o motivație în plus, știind că vei juca împotriva fostei tale echipe? De obicei așa se întâmplă. Când joci împotriva unei echipe la care ai evoluat în trecut, ai o dorință să demonstrezi ceva, dar eu n-am nimic de demonstrat. Am fost acolo cu mult timp în urmă, acum 10 ani de zile, mi-am făcut treaba, am promovat și n-am nimic de demonstrat. Va fi o ambiție, în primul rând, că jucăm cu echipa de pe primul loc. Un mesaj pentru suporteri înainte de meci? Așa cum le-am transmis de fiecare dată, să aibă încredere în noi, să ne susțină și așteptăm un număr cât mai mare pe Ilie Oana. Avem nevoie de aportul lor. Daniel, mai pot apărea surprize în primele 6 clasate, echipele care sunt acum în play-off, sau se cam știu? Nu pot apărea, mai sunt, se duce lupta până la, cred că, în ultima etapă. Pentru că nu e diferență mare între noi și cine, și Metalul Globus, sunt 5 puncte. Adică se pot, adică e orice, e peric, se poate întâmpla orice. Și Slobozia, adică se duce lupta. Și echipele care sunt cu 12 puncte, chiar și cine, Cixereda, Iașu, mai au șanse în continuare, pentru că încep meciurile în care o să joace primele 6 între ele și se pot pierde puncte. Noi sperăm să putem să ținem pasul și să prindem un loc de play-off, pentru că ăsta e primul obiectiv. Obiectivul al nostru, obiectivul, dacă e să iau așa cel real pentru noi, cam nou promovat, să formez o echipă pentru sezonul următor și să ne menținem în Liga a doua, dar ambițiile noastre, ale mele, ale jucătorilor și ale celor din club, să încercăm să scoatem cât mai mult. Cel mai mult ar fi o clasare în primele 6. Și acolo se poate întâmpla orice. De ce dă Remus
Chipirliu cel mai bun randament cu tine ca antrenor? Ai vreo baghetă magică? Pentru că iarăși îl vedem în formă extraordinară. Nu știu, poate îl înțeleg mai mult, pentru că și el e, trebuie puțin înțeles, că e mai capricios așa și îl înțeleg în multe momente, știu și eu când să las și el când să lase, pentru că se mai repede așa câteodată, dar trebuie să iei de la jucător tot ce e mai bun și să-l faci să dea randamentul cel mai bun, să-l înțelegi. Dar eu am spus-o de multe ori și atunci când a venit și nu a reușit la început, pentru că ești un jucător de moral, un sufletist, un om care spune la suflet orice și trebuia să treacă de momentul ăla să fie ajutat, am avut încredere în el, bine și el singur s-a ajutat pentru că a fost puternic, a reușit să știam ce va face. Când va începe să înscrie, e greu să-l mai oprească cineva. Și acum în acest campionat, totuși, pentru mine, a dat puține goluri, pentru că putea să dea mult mai multe. Putea chiar să mai dea 4-5 goluri la situațiile pe care le-a avut. Asta îi spun mereu, să nu se oprească, să încerce și dacă e scorul 3-0 și a dat 2 goluri, dacă e posibil să dea cât mai multe, pentru că la final se contabilizează cu câte goluri rămân. Cu jucătorii, că să pun întrebări, mă auzi și eu, că de ce n-a jucat ăla, de ce n-a jucat ăla, a fost problema lui Ilie și lui Adi Popa. Din jucători care au fost titulari, nu cred că eram nebun să nu iau niciun lot la meciul trecut și poate și meciul acesta, sunt accidentați. Aud întrebări din astea, de ce n-a jucat ăla, de ce n-a jucat ăla. Din jucători care au fost titulari și au făcut-o bine, sunt accidentați. De-aia nu joacă, iar cu Horia Iancu, când bagi joc, cât mai bagi joc de Horia Iancu, eu nu bagi joc de Horia Iancu, eu cu Horia Iancu am stabilit încă de la Liga 4-a, când trebuia să jucăm la Liga 3-a cu juniori. E un băiat extraordinar care a înțeles, dar și eu chiar n-am vrut să-mi bagi joc. Pentru că întrebarea asta vine după fiecare. Și eu am spus de la început, am spus, eu o să joc cu junior în poartă. Dacă acceptă lucrul ăsta și dacă există vreodată, vreun moment în care pot să-l bag, pot să-l bag. Dacă nu, să accepte situația asta, să nu existe discuții, se pregătește foarte bine, este într-o formă foarte bună și poate sunt momente în care chiar ar merita să joace, dar situația în care a pus-o federația mă obligă să bag junior în poartă. Dar îl respect pe Horia pentru ceea ce face, pentru că nu e ușor pentru un jucător care știe că oricât ar face, poate nu joacă și se pregătește extraordinar. E alături de băieți, un adevărat capitan, îl respectăm pentru lucrul ăsta, dar eu am vorbit dinainte și nu există nicio problemă între mine și Horia Iancu, chiar e o relație foarte bună pe care am discutat-o de la început. Astea sunt lucrurile. Nu bag joc de nimeni, am vorbit-o de la început, unde am fost, am jucat cu portar, cu junior, asta este decizia mea și așa gândesc eu că trebuie, mai ales la o echipă ca Steaua, care trebuie să atace, să meargă peste adversar, trebuie să joci cu jucători cu experiență în față. Nu că dacă aș avea juniori extraordinari, care ar putea să-mi facă diferența, n-aș juca cu 4, de 2004, de 2003 i-aș băga, dar în situația asta încă nu suntem la nivelul ăla și încerc la fiecare meci, cum a fost și meciul cu Astra, când am încercat să joc un 2003, care nu acolo a fost problema. Portarul n-a fost problema, portarul a avut un singur corner, atât a fost. În rest n-a fost niciun șut pe poartă, din câte știu eu, un gol din corner care putea să-l ia și Ter Stegen, la execuția care a fost. Putea să și scoată, putea să și ia, orice portar. Am discutat și cu antrenor de portar și cu oameni de fotbal și nu l-a găsit nimeni vinovat pentru golul ăla. Și chiar dacă a fost greșeala lui, noi trebuia să dăm, la ocaziile care le-am avut și jocul pe care l-am făcut, trebuia să mai marcăm de mai multe ori. Asta am vrut să mai punctez.